PSD condamnă măsura aberantă a suspendării internărilor și intervențiilor chirurgicale care nu reprezintă urgențe. Guvernul nu a făcut nimic toată vara, iar acum închid spitalele. Câți oameni trebuie să mai moară din cauza acestui guvern incompetent, care nu a fost capabil să pregătească spitalele? Este crimă cu premeditare. Este inadmisibil că guvernul Câțu n-a fost în stare să facă minime pregătiri pentru valul 4 al pandemiei. Și acum, cu cinism și irresponsabilitate, îi condamnă la moarte pe bolnavi cronici, pe care îi lipsește de serviciile spitalicești și astfel adaugă alți mii de morți pe lista de români. Nu prea e bine. Nu prea este bine că omul nu se îmbolnăvește când vrea domnul Arafat. Se îmbolnăvește când la apucă durerea, nu? Nu prea e bine, dar ce să facem? Asta e pandemia, nu avem ce face. Foarte rău. Cum să le suspense? Nu mai avem spitale în țara asta. Păi le-au făcut suport COVID. Și oamenii să moară, dar. Nu? Oia care vrea să, până la 30 de zile, boala avansează, nu s-a operat sau ce are. El gata, le-a terminat școala. Eu am impresia că aici e o chestie să omoare cât mai mulți oameni de pe planetă, ca să scadă populația. Părerea mea, ce înseamnă asta? O fi, nu zic că nu este COVID-ul, că este. Poate și eu l-am avut, că am fost răcit, mă durea picioarele, mă durea temperatură 38. Am luat un flanel cu țuică, cum e la țară, cum făceau ai bătrân, l-am îmbrăcat, oțel la picioare, ciorapii. Așa, și dimineața m-am sculat fără temperatură. A scăzut la 37. Șeful DSU a precizat că prevederile nu se aplică urgențelor femeilor însărcinate care necesită controle obligatorii, pacienților cu afecțiuni oncologice, cronice sau care necesită proceduri de dializă. Dar oamenii au nevoie de intervenții chirurgicale și pentru ca problemele lor de sănătate să nu se agraveze. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat în termeni duri această măsură criminală a celor care au reușit să arunce în aer tot sistemul medical din România. Suspendarea internărilor și operațiilor pentru pacienții care nu sunt cazuri de urgență este o crimă, iar efectele vor fi dramatice și pe termen lung. Vorbim despre condamnarea la moarte cu premeditare a mii de români, a scris pe Facebook liderul social-democrat. Mehedințenii sunt dezamăgiți de gestionarea situației de către cel mai incompetent guvern din perioada post-decembristă. Consider că nu este o idee bună, că de la început trebuiau să se organizeze în acea fel încât să fie, pe de o parte, asistență medicală pentru tot personal, adică pentru tot sală, oamenii, iar pe de altă parte pentru cei cu afecțiuni COVID. Fiindcă sunt mulți oameni care socotiți sunt în ultima clipă a vieții și în loc să fie tratat, e discriminat. Asta e discriminare considerată de mine, nu știu cum o considerau alții. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a șters pe jos cu guvernul Câțu, care, fără pic de empatie și respect față de cetățeni, a condamnat practic la moarte 10.000 de români, care au nevoie de asistență medicală. Aceste crime împotriva poporului român trebuie să înceteze. Practic, prin ordinele emise de Ministerul Sănătății, se suspendă internările și operațiile pentru pacienții care nu sunt cazuri de urgență. Spunem noi că aceasta este o crimă luată cu bună știință de Ministerul Sănătății, de Guvernul României, care este încă la butoanele acestei țări și încă conduce executivul țării noastre. În timp ce Iohannis refuză să demită acest guvern care, prin votul parlamentar României, a fost demis cu un vot istoric, vot care prezintă dorința cetățenilor și românilor din întreaga țară, domnul președinte al țării noastre, Iohannis, refuză să demită acest guvern. Este o mână criminală asupra populației noastre, este o decizie pe care dumnealui va răspunde în fața tuturor, în fața fiecărui român și, practic, prin acest ordin, prin neglijența și nepăsarea guvernului și a domnului Iohannis, condamnă la moarte cu premeditare toți românii noștri. Putem spune că este un genocid împotriva noastră a românilor, având în vedere că nu vor să lase oamenii bolnavi să fie tratați așa cum ar trebui și cum merită. Singura soluție este convocarea de urgență a Parlamentului pentru a anula această decizie aberantă luată de Câțu și Arafat pentru a evita producerea unor adevărate crime.